Organizată după modelul american, vânzarea în grădină a adunat mulți creveni care au venit să doneze haine, să cumpere și în același timp să ajute copiii. Mi se pare o idee foarte bună. Deja mi-am anunțat toate rudele, toți prietenii să vină să-și iau o rochie de aici sau o bluză sau o fustă. Sunt articole noi, sunt articole foarte frumoase, sunt articole purtate odată cel mult și care au potențial și merită să primească o nouă șansă, o nouă viață de la alt purtător. Practic refolosim hainele și altcineva își găsește un nou lucru de purtat, să zic așa, și cu asta îi ajutăm pe cei care au nevoie. Și mi se pare un lucru minunat și mă bucur să fiu aici și mă bucur că se organizează astfel de evenimente. Reciclăm haine și nu pierdem atât de mult timp și bani să ducem în mall și să dăm atâția bani. Este o activitate atât de frumoasă când știi că toți banii ăștia pe care tu îi investești în lucruri care ție îți plac, se duc la niște copii care chiar au nevoie. La Târgul Caritabil au fost prezenți și artiști și antreprenori locali. Încercăm să facem un târg cât se poate de frumos pe timpul verii, târgul de vară, cu produse făcute de noi. Oamenii pot să viziteze acest târg, iar produsele pe care le achiziționează pot să doneze bănuți pentru copiii asociației. Cât este de important să ajuți? Este foarte important. Cred că fiecare dintre noi simțim nevoia unei mâini întinse de ajutor și dacă suntem tineri și putem să facem acest lucru, puțin din timpul nostru, am putea să-l alocăm și altora. O delectăm astăzi cu aceste produse minunate, sperăm noi, produse pentru copii, bune de luat în brațe și somnic, așa cum îmi place mie să le spun. Sunt păpuși lucrate manual, păpuși din pânză, umplute cu puf siliconizat, moi, copiii pot să doarmă, pot să se joace, pot să le schimbe hăinuțele și eu zic că sunt foarte apreciate. Ar trebui să fie mai multe târguri de genul acesta, pentru că suntem câțiva artiști sau artizani care realizăm produse unicat și cred că avem nevoie să ne și expunem. Prin organizarea acestor târguri caritabile, oamenii sunt invitați să fie mai responsabili prin reducerea consumului de textile și în același timp este important că donațiile ajută la educația copiilor.